Bună tuturor, sunt Simona de pe Secretele Cărților și astăzi am cu mine un pachet imens cu multe cărți noi pe care le-am primit de la un autor român. Vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Sergiu Someșan pentru că mi-a trimis mai multe cărți. Câteva dintre ele am înțeles că vor fi și pentru concurs, așa că eu zic să începem să deschidem acest colet, să vedem ce este înăuntru. Nu știu dacă voi avea nevoie și de foarfece de data aceasta, pentru că la poștă s-a întâmplat ceva ca de obicei, așa că nu le voi mai folosi. Și voi începe cu prima carte care îmi vine la îndemână aici. Prima carte se numește Numărul fiarei. Vă spun de pe acum că nu știu foarte multe despre cărți, doar despre câteva dintre ele. Am citit sinopsisul pe Goodreads și în principal autorul scrie cărți fantasy, din câte am înțeles, așa că dacă sunteți curioși, puteți să căutați cărțile dânsului pe Goodreads și să aflați mai multe. Deci aceasta este prima carte pe care am primit-o. Este destul de micuță, mai puțin de 100 de pagini cred că are. Și sunt curioasă să văd despre ce e vorba. Cea de-a doua carte pe care am primit-o se numește Apocalipsa după Ceaușescu și mai auzisem despre ea pe canalul Adelei, Vanilla Moon Books, și cred că ea a terminat-o de curând și a postat o recenzie și știu că îi plăcuse cartea, din câte am înțeles. Sunt curioasă cum este, având în vedere că autorul scrie fantasy. Nu știu exact dacă este o povestire SF fantasy, dar pentru asta va trebui să citesc cartea ca să aflu. La fel ca și prima, nu este foarte mare, dar are mai multe pagini, în jur de 160. Această carte a apărut în 2012 și este de la editura Vremea. Cea de-a treia carte care se găsește în colet se numește Să n-o sărâți pe Isabel și are o copertă destul de interesantă, care chiar mă duce cu gândul la ceva fantasy science fiction. Și a apărut-o la grupul editorial Vremea în anul 2005. Din câte cred că mi-aduc bine aminte, pe Goodreads avea un rating bun această carte, așa că eu zic că s-ar putea să-mi placă foarte mult. Următoarea carte care se găsește în colet se numește Carte de magie și are tot o fată pe copertă, care pare misterioasă. Este tot la editura Vremea apărută, tot în anul 2005 ca și cea de dinainte și am înțeles la recomandarea autorului că este o carte interesantă pe care nu poți să o lași prea mult în bibliotecă să te aștepte, așa că probabil va fi printre primele pe care le voi citi. Următoarea carte se numește Aproape de Îngeri și are o copertă mai vioaie, mai de vară. Este tot la fel micuță. A apărut tot în 2005 la Vremea. Și nu știu exact despre ce e vorba, dar pot să vă citesc un citat care se regăsește pe spate. Am ajuns pe un coridor întunecos, luminat într-un capăt de o lampă de veche care trimitea spre noi o lumină slabă. Cum mergea înaintea mea, mi s-a părut că în întunericul pulpuitor al coridorului toată ființa ei e înconjurată de o aură palidă de lumină diafană, iar din umerii se desprindea o pereche grațioasă de aripi. Am clipit de câteva ori și aripile au dispărut. Am început să zâmbesc în sinea mea. Dacă o vedeam pe Eloise cu aripi, era clar că începeam să mă îndrăgostesc de ea. Dacă nu, cumva eram gata îndrăgostit. Eu zic că sună super tare, așa că abia aștept să citești pe aceasta. Următoarea carte, nu știu a câta e, cred că la 2, 4, 5, 6, se numește 7 flori erotice. Presupun că este tot SF, fantasy, nu știu ce să zic. Și cred că este o carte mai nouă apărută. E în 2006, la un an după celelalte, care au fost prezentate anterior. Să vă zic, are un citat mai lung pe spate, dar nu vi-l voi citi pentru că va dura cam mult și probabil și acest filmuleț va fi la fel de lung ca și celelalte de până acum. Cartea asta arată super tare. Se numește Poiana Îngerilor și scrie că este proză fantastică apărută la editura Aldus în anul
nu știu dacă scrie și anul, nu știu. Ideea este că are o copertă super tare, nu știu dacă puteți să vă dați seama, dar este practic ca o catifea, așa super tare, verde. Dacă observ eu bine, înaintea fiecărui capitol are și câte o ilustrație, care cred că se referă la titlul capitolului respectiv. De exemplu, la Arena este o femeie care presupun că o reprezintă pe Arena, la Aproape de Înger este un înger și presupun că tot continuă acest lucru în continuare. Nu o să vă plictisesc cu aceste detalii. Și îmi place, deci mai zic încă o dată, îmi place foarte mult coperta, are și un înger pe copertă, în caz că nu ați văzut bine. Și ce mai se regăsește în colet? Încă un exemplar, deci am două exemplare, unul probabil va ajunge la voi în urma unui concurs. Următoarea carte nu vrea să iasă de aici. Cartea asta am văzut-o pe Goodreads și chiar m-a atras sinopsisul, mai bine zis, inițial titlul m-a atras. Se numește Vampirul de pe strada Sforii. În cazul în care nu știa, strada Sforii este una dintre cele mai înguste străzi din România și din Europa, dacă nu mă înșel, și se regăsește în Brașov. Am vizitat-o și eu recent, relativ recent. Ce m-a atras foarte mult la această carte a fost sinopsisul, pe lângă titlul și coperta, care mi-au plăcut foarte mult. Este o carte detectivă, din câte înțeleg eu, polițistă. O serie de criminaliști din Brașov trebuie să investigheze morțile unor tinere care sunt găsite moarte pe strada Sforii, mai exact mușcate de gât. Și nu se știe exact dacă este vorba despre un vampir sau despre niște criminali cu sânge rece. Pentru a afla va trebui să citesc cartea și abia aștept. Mă bucur că este puțin mai mare decât celelalte, are vreo 200 de pagini, așa că sper să am parte și de niște acțiune. Și acum am sesizat, această carte are și autograf, la celelalte nu m-am uitat, chiar nu am sesizat până acum. Chiar n-am sesizat, trebuie să mă uit. Da, este și la celelalte câte un autograf pentru mine și mulțumesc autorului pentru că a fost foarte amabil să-mi trimită cărțile și pentru concurs și pentru recenzie și pentru autograf. Și celelalte, din păcate, nu au autograf, dar după câte ați reținut, vor ajunge la voi în urma unui concurs. Și cred că acelea au fost toate cărțile, acum urmează cele pentru concurs, care sunt exact cele pe care le-am enumerat anterior, numai că Vampirul de pe strada Sforii, parcă se numea, nu se regăsește printre exemplarele duble. Deci aceste cărți vor ajunge la cititori și la prieteni care sunt dornici de lectură. Pentru că autorul mi-a trimis mai multe cărți în dublu exemplar, voi organiza acum un concurs direct, pentru că este mai ușor așa și mai rapid. Și vor fi 3 câștigători la acest concurs. Am ales pentru primul câștigător Să n-o să râs pe Isabel și Numărul fiarei. Apoi pentru cel de-al doilea câștigător am ales cartea 7 flori erotice, iar cea de-a doua carte de magie. Și pentru cel de-al treilea câștigător Aproape de îngeri. Celelalte două cărți le voi da la câțiva prieteni de-ai mei care sunt entuziaști cititori și acestea vor ajunge la voi. Așa că pentru a vă înscrie la concurs, tot ce trebuie să faceți este să fiți abonat al acestui canal. Este un buton roșu pe aici pe undeva cu subscribe. Să lăsați un comentariu mai jos în care să îmi spuneți care dintre cărțile pe care eu le-am enumerat credeți că v-ar plăcea să o citiți. Sau dacă ați mai auzit de autor, ce părere aveți despre el, sau dacă ați citit vreo carte de-a lui, cum vi s-a părut, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. O să vă mulțumesc pentru că v-ați uitat și vă aștept data viitoare cu, probabil, cu câștigătorii acestui concurs. Așa că momentan vă las. PSE, în partea de jos veți găsi toate detaliile legate de concurs ca să nu vă încurcați. Bye bye! Te-am uit? Deci pot să iau pauză că formă tai, știi? O carte pe care am primit-o se numește Apocalipsa.
Termin poemar dacă zic la fiecare așa. Nu-mi place, nu miroase. Dar de obicei fac asta în filmele. Miroase foarte bine cartea.